de stres și vom circula cu viteză redusă. Vom continua protestele până când se va stabili, cert, tariful maximal de referință pentru polița RCA și până când Guvernul României și Parlamentul vor demite conducerea ASF, cea care ne-a dus în situația asta. Este singura soluție. Noi asta o vedem în momentul de față, ca fiind singura soluție, având în vedere faptul că după protestele de anul trecut, de la sfârșitul anului trecut, aceeași conducere a ASF care este astăzi, a reușit să tripleze valoarea RCA-ului față de momentul la care am început protestele anul trecut. Deci ei în 9 luni de zile au semnat un acord la, în decembrie anul trecut cu noi, pentru că prin ordonanța de, nu credem, că prin ordonanța de ieri a guvernului, care dispune celor de la ASF să stabilească prețul de referință, vor fi rezolvate lucrurile. Este același ASF care 9 luni de zile a gestionat creșterea asta a RCA-ului și ne-a făcut să ne apropiem de faliment și să ieșim în stradă. Câte mașini sunt toate din Pitești care vor participa la protest? În jur de 100 de camioane. Vor fi străzi blocate în Argeș? Străzi blocate în județul Argeș, nu. Se va circula cu viteză redusă. Pe nu ce să... Avem două trasee stabilite, care au fost comunicate anterior de Uniune. Probabil o să vă dați seama, o să fie un mic deranj provocat participația la trafic, pentru care ne cerem scuze de ceea ce se întâmplă în momentul de față în piața RCA. E vorba de o piață de 1 miliard de euro, unde asiguratorii au un cost de 200-250 de milioane și restul este profit. Cam pe asta se bat domnii asiguratori susținuți de ASF. Numele dumneavoastră și funcția, vă rog. Iulian Andreică, sunt membru UNTRR și manager de transport la o companie din Pitești.